Academia de vară pentru tineret, știință, cultură, artă și sport a ajuns la cea de-a 23-a ediție și se desfășoară anul acesta între 3 și 12 august. Pentru a pune la punct ultimele detalii, participanții și organizatorii acestui eveniment s-au întâlnit la Casa de Cultură din Cernavodă. Deși participanții au sosit deja, deschiderea oficială a Academiei va avea loc sâmbătă, urmând ca evenimentul să ia sfârșit pe 12 august. Prima oară când particip la această tabără? Da, este prima oară. Și cum te aștepți să fie? Ce ai auzit de la prieteni? Am auzit că sunt foarte multe workshop-uri și am învățat o grămadă de chestii noi. De unde ești? Din Roma, în județul Neamț. Și este prima oară când vii la Cernavodă? Da, este prima oară. Am mai trecut prin Cernavodă spre mare, dar nu m-am mai prins niciodată aici. Ce ne poți spune despre activitățile care se vor desfășura acolo? Cum te aștepți să fie? Chiar nu am cea mai vagă idee. Mă aștept să fie impresionante oricum. De unde e pasiunea pentru origami? Păi, am început într-o seară și deodată mi-a venit o inspirație așa să fac cât de multe și n-am mai putut să mă opresc. Ce îți place să faci? Animăluțe sau ce lucruri? Diferite, nu contează. Orice. Și de când particip la această tabără? Da. În tot acest timp, tinerii înscriși vor putea participa alături de oaspeți și de prieteni la diferite programe de învățare și dezvoltare în domenii precum știință, artă și sport. De asemenea, programul din acest an oferă și un număr însemnat de cursuri și conferințe. 24 de ore din 24 vor fi, se va întâmpla ceva, evident ceva educațional. De la astronomie, roboți, pictură, știință, nanotehnologii, marele eveniment care le așteptăm și noi și nu numai noi, amortizarea roverului Curiosity, pe care le vom comenta în direct cu specialiștii de la NASA, cu chiar cu ce implicații misiunea Curiosity. Și sper eu să avem un răspuns pozitiv. Inelul de piatră, cum îi zic localnicii, este o insulă sălbatică a Dunării care, pentru câteva zile din mijlocul verii, se transformă într-un spațiu cultural, însuflețit de o atmosferă boemă. Ce atmosferă este timp de 10 zile pe insulă? Pe o atmosferă care se deschide cam pe la 9 când se scoală, se închide cam pe la 5 dimineața când se culcă. Se fac tot timpul activități între 9 dimineața și orele 24. Tot timpul. Și de la 24 până la 5 dimineața sunt tot felul de alte activități neorganizate, în sensul focuri de tabără, discuții. Tineri și copii, actori și muzicieni, oameni de artă și de știință, deopotrivă din întreaga lume, iau parte la acest eveniment unic. Cu o tradiție bogată, Atlanticron reprezintă una dintre cele mai importante academii de vară de calibru internațional, o școală de vară unică în lume. Am fi deplasați dacă am afirma că această academie a depășit barierele țării? Este una internațională? Nu, o simplă căutare în spațiu virtual vă va da răspunsul pe care mi l-a spus acum. A depășit de mult, dar este internațional. Avem din Italia, avem din Marea Britanie, din Statele Unite ale Americii, Africa de Sud, grupul de la Centrul de Studii Complexe, coordonat de Florin Munteanu, profesor Florin Munteanu, are câțiva invitați speciali, doctorul Zăgrean, Pierre de Hillerin, care sunt cercetători, unul în domeniul psiho și celălalt în domeniul sportului. Ca invitat special avem din Statele Unite ale Americii președintele Clubului UNESCO din Statele Unite. Oamenii de știință vin să predea voluntar aici cunoștințele lor elevilor de toate vârstele, iar toți sunt animați de aceeași dorință, aceea de a comunica despre viitor.